Hai, bună ziua! Cea mai așteptată decizie de azi este creșterea salariului minim de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar de la 1 iulie. Este o măsură agreată cu partenerii de dialog social de care beneficiază peste 1,8 milioane de angajați din România. De asemenea, la solicitarea mediului de afaceri, am aprobat majorarea de la 200 de lei la 300 de lei a sumei lunare neimpozitate. Practic, angajații primesc în plus 284 de lei pe lună. Astfel, facem un pas important pentru a ne apropia de nivelul cerut de directiva privind salariul minim european. Ministerul Muncii și partenerii sociali lucrează deja la mecanismul care va introduce salariul minim european în România până în noiembrie. Formula stabilită va ține cont de puterea de cumpărare, de nivelul câștigului salarial mediu brut și productivitatea muncii. Adoptăm și o măsură esențială pentru susținerea mediului privat. Majorăm bugetul schemei de ajutor de stat IMM Plus cu circa 2,5 miliarde de lei, până la un total de aproape 15 miliarde de lei. Putem sprijini astfel 13.800 de firme cu 2.300 mai multe decât înainte de creșterea bugetului. Avansăm astăzi și cu o investiție majoră în infrastructura rutieră, aprobăm indicatorii tehnico-economice ai drumului expres Focșani-Brăila, proiect de 6,75 de miliarde de lei. Drumul va avea peste 73 de kilometri, va fi finanțat din fonduri europene și de la buget și va fi conectat printr-un nod rutier la viitoarea autostradă a Moldovei. Avem o investiție importantă și în domeniul educației. Încă 40 de grădinițe vor putea fi finalizate cu finanțare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Extindem până la 30 martie 2026 termenul de finalizare a acestui proiect ca să putem prinde peste 40 de grădinițe, așa cum v-am spus, unde lucrările sunt în fază incipientă. Aprobăm azi și finanțarea Spitalului Public al sectorului 6. Și îl felicit pe domnul primar Ciucu, primul de acest fel construit în București după anul 1990. Vorbim de o unitate cu peste 300 de paturi și servicii medicale moderne. Este o investiție de peste 145 de milioane de euro, jumătate din suma împrumutată de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Iată că, la fel ca și extinderea metroului din sectorul 4 a domnului Băluță, o altă primărie de sector face un spital și nu primăria capitalei. Și cred că acest lucru spune totul despre situația și capacitatea de manager a actualului primar al capitalei. Vă mulțumesc!